Bună ziua! Sunt Gabriela Stofian, psiholog și tehnician nutriționist de profesie și vă urez bine ați venit la seminarul pe care l-am intitulat Întinerește și fii longeviv. În cadrul acestui seminar eu vă propun să dezbatem, să vedem practic, din punct de vedere al fizicii, din perspectiva fizicii cuantice, relația dintre minte-corp, viață și procesul de îmbătrânire. Potrivit fizicii cuantice, corpul fizic este mai mult decât corpul pe care noi îl simțim. El este mai mult decât atât, este din punct de vedere holografic privit una cu întregul univers. Când ești perfect, sănătos, te simți extins, te simți integrat, când ai un disconfort sau o boală, devii constrâns sau separat. De asemenea, noi, din punct de vedere al fizicii cuantice, corpul nostru poate să fie simultan atât material privit ca particulă, cât și nematerial ca undă. Noi putem să ne simțim corpul fie ca o formă fizică sau, mai mult decât atât, ca o rețea de energie, transformare și inteligență. Depinde de noi acum ce alegem să vedem. Putem să alegem să ne considerăm că noi suntem, natura esenței noastre este dincolo de învelișul mental și fizic și aceasta este o abordare spirituală care poate deschide ușa evoluției în conștiință și poate face posibile multe lucruri. De exemplu, poți să pierzi în greutate, poți să renunți la fumat sau poți chiar să-ți cauți o relație din punct de vedere spiritual. Dar având în vedere că foarte mulți oameni sunt sceptici deocamdată la această abordare spirituală, probabil că cei mai mulți aleg să se vadă ca o simplă entitate fizică, adică separată de întreg. Și atunci, dacă noi ne vedem ca o simplă entitate fizică separată de întreg, procesul de îmbătrânire este irreversibil. Sau, dacă ne-am privit din perspectiva fizicii cuantice, noi am putea să ne vedem cu un câmp, ca un câmp larg de posibilități, care deschide noi moduri de a înțelege și de a trăi experiența corpului și fenomenului de îmbătrânire. Ființele umane, dacă acceptă această perspectivă a fizicii cuantice, le pot întineri, pentru că în realitatea cuantică îmbătrânirea este o iluzie. Tu nu ești corpul tău sau mintea ta și natura esenței tale e dincolo de acest înveliș mental și fizic. Potrivit savanților, ființele umane nu îmbătrânesc în același ritm. Există trei moduri diferite de a caracteriza vârsta unei persoane. De exemplu, vârsta calendaristică este cea care rezultă din certificatul de naștere. Această vârstă nu o putem modifica și din punct de vedere al savanților are prea puțină relevanță această vârstă. Cea mai importantă vârstă este vârsta biologică, este cea mai importantă componentă a procesului de îmbătrânire și, practic, ea arată cum ești tu, cum te simți sau cum, la ce nivel funcționează sistemele tale de organe, cum ești, practic, la nivel fiziologic. Ea se măsoară prin indicatori specifici, prin bioindicatori, care i-am enumerat aici, mai jos, capacitatea de efort, nivelurile de antioxidanți, activitatea auditivă, acuitatea auditivă, acuitatea vizuală, tensiunea arterială, glicemia,
țesutul adipos din corp, densitatea oaselor, nivelul de colesterol și lipide, nivelul hormonal, funcția imunitară, metabolismul bazal, masa și puterea musculară, elasticitatea pielii, termoreglarea. Această vârstă este cea mai importantă, pentru că dacă îmbunătățim toți acești indicatori, putem să ne recâștigăm vitalitatea fizică și emoțională și, bineînțeles, putem reduce procesul de îmbătrânire. Societatea ne-a condiționat de-a lungul timpului și ne-a făcut să credem că pe măsură ce îmbătrânim, ne deteriorăm în mod instant din punct de vedere fizic și mental. Dar dacă rupem sau ștergem din minte această condiționare, cu siguranță că ne va crește capacitatea fizică și mentală. A treia vârstă este vârsta psihologică, experiența ta subiectivă, adică arată experiența ta subiectivă a cât de bătrân te simți. Ce înseamnă asta? O persoană de 60 de ani poate să se simtă ca la 30. Sau invers, o persoană de 30 se poate simți ca la 60. Deci depinde cât de bătrân te consideri. Aceste vârste vârsta biologică trebuie luată în considerare și în următoarea etapă am să vă enunț câțiva pași esențiali pentru întinerire din punct de vedere biologic.